Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal. Faraon Emanuel Ciprian, așa cum m-a rugat un abonat în continuu, deci în continuu m-a rugat și asta îmi place, când o să fac vlog la găini. Iată că azi fiind luni, azi este duminică, dar vlogul va fi postat luni, bineînțeles, așa cred, sper să nu uit. Vom face un vlog la rațe și la găinile mature. Azi este duminică. Am făcut mai multe vloguri, acesta este ultimul și după plec de acasă. La vărul meu o să călăresc. Așa, deci cum v-am spus, azi vom face un vlog la găini. Și la rație, bineînțeles. Nu știu dacă ați văzut vlogul de ieri, dar aș vă ruga frumos să intrați acolo, să vedeți noile achiziții Highcroft francez. Intrați, cum ar veni. Eu vă vorbesc pentru luni, dar azi este duminică. Aici, bineînțeles, mai am ceva soriancă și nebunile astea de găini arunca pe jos, dar ele le mănâncă singure. Deci aici găini, cocoș, acesta cred că va fi cel mai probabil sacrificat, din cauza că am dat drumul la pui din solar și o să păstrez pentru curte niște cocoși de viandot. Aici avem acești porumbei minunați, apă și acum ne dăm mâncare pentru acel minunat pui de voltat. Volta maghiar. Ia uitați-i, frumoși. Au acolo soreancă cu grăunțe. Aici avem și pui, dar acum am zis că fac un vlog la păsări, în afară de porumbei din podor, cu porumbei de aici. Deci, cum am zis, dacă nu ați văzut vlogul de ieri, v-aș ruga să îl vizionați. Vlogul cu achiziție de haicol francez. Să vedem dacă mai avem pe aici așa rațele, ceva leșești, că stau pe aici, când pleacă rațele, nu mănânci de aici. Vin astea leșești și fac așa cu schimbul ca nebunile, de parcă n-ar fi în aceeași curte. Aici aveam câteva găini, trei găini din prima tură de la incubator, în acele 14 din anul de 2021. Acum fiind 16, 17 ianuarie 2022, anul acesta o să mai achiziționez încă un incubator, dacă tot facem un vlog despre păsări, să mai și vorbim. O să mai iau încă un incubator și o să pun în februarie, o să pun primele turi. Aș fi vrut și pe rață, dar rațele nu ouă. Au început o perioadă de 2 săptămâni și după ce s-au oprit, acum sper să înceapă iară ca să adun. Trebuie să mai aduc un rățoi, leșesc. Acum o să filmăm la găini, la pui din solar, că sunt liber prin curte. Așadar, cum tot filmam un vlog la găini, să le prindem și în faptul, bineînțeles. Să prindem și cum fac treabă. Ia uitați. Asta este o găină adevărată. Această găină, aceasta din acele 14 ouă, în fiecare zi câte un ou. Este cam speriată. Nu are, ba da, are un singur ou, vedeți. Cred că ea l-a ouat. Da, asta e oua de ea, că este prea cald. Îl lăsăm acolo. Și le iau după ce închei vlogul, deoarece nu las, pentru că dacă scapă cățeaua, mănâncă ouăle, dar ori mai sunt mâți. Trebuie să le prind, eu să le duc de acasă. Mai sunt mâți, nu de al vecina, mai vin de al altă vecină mai nebună. Și mănâncă ouăle. Dar trebuie să le prind eu și să le duc la sărete, dar nu le arunc în apă, le las prin țarnă, bineînțeles. Aici nimic, din nou, că este cam, nu știu, ceasul este ora 12 și 12 minute. Uitați, aici pe bețelul bunicu iar avem un ou și este călduț, așa că revenim înapoi. Deci până acum avem doar două ouă. Aici o să le lăs aici și o să le iau după ce închei vlogul. Așa cum facem un vlog la păsări, m-a întrebat un abonat pe Messenger ce este pentru mine YouTube-ul. Ce să zic, pentru mine YouTube-ul este o a doua pasiune pentru animale, adică cum îmi place mie animalele, așa este, YouTube-ul este a doua pasiune din pasiunile mele, dar multe pasiuni nu prea am decât animalele, YouTube-ul și plimbările cu cai, cu... Da, cai este a treia pasiune, doar că nu am, deoarece poliția mi-a spune că sunt foarte periculoși și nu mă lasă, stralala. Că altfel aș lua eu calul și acum.
Deci YouTube-ul pentru mine este o a doua pasiune. Deci cum ar ține animale, cum aș ține la animale, așa țin a doua pasiune pentru YouTube. Am mai avut încă un cont, tot la fel, dar mi-am pierdut telefonul și bineînțeles mi-am pierdut și contul. Și am plâns după contul acela. Deci eu am plâns acum 2 ani pentru un cont de YouTube la 15 abonați. Deci am plâns. Iar acum sunt foarte mulțumit de contul acesta pe care l-am și o să-l păstrez în continuare, am parolele, am tot. De aici avem și rațe leșești, românești, aici găini. Da, uitați-le. Acum mergem să filmăm și în solar un pic, deoarece, cum am spus, am dat drumul la pui din solar să intre prin curte, să iasă, să se învârtă, deoarece tata mea să-i învăț găinile de casă, deoarece mâine trebuie să mă apuc să fac tot ordine în solar și să săp cu motosapa. Ia uitați câteva din puicile de viandos și cocoși. Hai! Ia uitați și aceasta. Ouă de ouat. Ouă, dar nu știu pe unde. Când se ouă pe aici, când pe încolo. Deocamdată nu am niciun ou. Mai ouă aici. După cușcă, dar văd că nu-i nimic. O să achiziționez și prepelițe, bineînțeles, tinere. Nu o să mă las eu anul acesta, 2022. O să fie un an super, zic eu, la păsări. Ia uitați aici, pui de viandot, puicile. Am pus ochii pe doi cocoși care o să rămână cu aceste 5 puici. 4, că una nu pare mie bine. Nu văd eu în regulă, dar cred că și-a revenit acum câteva zile. Doi cocoși, cum ar fi acela frumos. Sau nu, nu asta. Celălalt, sau nici nu mai știu care, dar îi cunosc eu când... Da, 5 pui, văd că aceasta și-a revenit, nu mai are nimic. Acest cocoș, am pus ochii pe el, dar o să-l vedeți. Acum, după ce închei vlogul acesta, o să fac un vlog la porumbei, le dau drumul și... Va fi postat și vlogul cu porumbei marți, așa că cam atât a fost cu acest videoclip. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Sper că acelui abonat este mulțumit că am filmat ce a vrut el. Iar noi, până pe data viitoare, ne revedem. La revedere!